nej förrän. Det är hon inte filmat det på tomt och fint av barn. Har inte hon filmat det? Har jag det? Așa, dar ce ați avut acolo? La fumătorie sau ce ați avut? Nu știu. Acolo, ce-a fost? Nu știu, că e fără bani cu da, capul. Doamna, hai ce ține noastră, ce-a fost acolo? A fost acolo. Așa, și? Și au căzut și așa am tras afară. Numai atâta. Sub placa aceea de beton era? Da, da. Lăsați că e bătrânit. Ce-a încercat? Era veche? Da. Dar lăsați pe bătrânul, că nu știu, știi ce. Lăsați. Ce s-a întâmplat? Păi, demolând, o scos cărămizile de sub și era sub planșă. Nu știu ce a vrut să facă, au picat, cum au scos cărămizele, au picat planșeul peste el. De aici l-au prins, până aici era afară și chiar și în jos era sub planșeul când a căzut peste el. Era conștient? Da. Planșeul destul de gros. Gros și cu fier de beton și se vedeau trei urme aici pe spate de la fierele ale de beton care stăteau în afară din beton. Era fumătorie veche. Da. Nu de aia cred că l-a demolat, că era veche. Au vrut să facă altceva acolo, cred. Și dintr-o dată a venit bucata aia de beton peste el. Și cum l-a prins, așa l-a prins cu fața la pământ. Și a picat pe spate. Păcat. La primărie m-au sunat de la ISU că s-a dărâmat un zid peste un cetățean, la numărul 64, pe când am venit a fost scos de sub dărâmături. Nu zid a picat peste el, ci un planșeu de vreo 3 metri pătrați, de peste afumătoare. Ce știți? Cum s-a întâmplat? Dar absolut nimic nu știu. El a vrut precis să dărâmă sau să facă ceva, mă înțelegeți? Că am văzut deja acolo ăsta spart din planșeu, din betoane. Și când a vrut să iasă, că mi-a picat pe spate. Când a vrut să iasă, s-a dărâmat. Cunoșteați persoanele respective? Da, sigur. Sigur că am cunoscut. Cunosc pe toți. Era tânăr? Nu, era vreo 37 de ani, 38. Un bărbat în vârstă de 48 de ani, în timp ce încerca să demoleze o anexă gospodărească situată în curtea locuinței sale, a fost accidentat de un zid de beton, în urma căruia a fost rănit grav. În cauza efectuăm cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. Am fost solicitați în comuna Coltău la un politraumatism prin Stivire, găsim pacient în stare critică, un traumatism toraco-abdominal grav și leziune de coloană vertebrală la nivel lombar, a fost imobilizată și transportată la UPU.